Încă o zi frumoasă de primăvară, un prilej deosebit pentru fiecare dintre noi să-L căutăm pe Dumnezeu, să-L cunoaștem mai bine și să umblăm împreună cu El. Am văzut în lectura de ieri faptul că Dumnezeu ni se descoperă ca unul care dorește să locuiască în mijlocul poporului Său, care dorește să aibă o strânsă legătură, părtășie cu fiecare dintre noi, să fie prezent în viețile noastre. În textele din ziua de astăzi, propuse în cadrul proiectului Împreună, Dumnezeu ni se descoperă ca un foc mistuitor, indicând faptul că am fost aduși prin har în prezența Lui, dar putem rămâne în prezența Lui doar dacă ne conformăm sfințeniei Lui, așa cum ne-a fost revelat în lecturile anterioare. În textul din ziua de astăzi găsim pe Dumnezeu care intervine în momentul în care poporul păcătuiește, cârtind în gura mare împotriva Domnului și poftind după culăcomie, poftind culăcomie după hrana din Egipt. Dumnezeu intervine, focul lui coboară din cer și apoi când ei poftesc după hrana din Egipt, deși le dă prepelițe, spune versetul 33, pe când carnea era încă în dinții lor, fără să fie mestecată, Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului și Domnul a lovit poporul cu o urgie foarte mare. Au pus locului aceluia numele Kibrot Hataava, mormintele lăcomiei, pentru că acolo au îngropat pe poporul apucat de poftă. De asemenea, vedem în viața lui David, Dumnezeu se descoperă pe sine ca un foc mistuitor. În Psalmul 51, text care l-avem de citit pentru ziua de astăzi, se face referire la păcatul lui David și pocăința lui în urmă ce Natan îl confruntă. Deși David s-a pocăit cu toată inima și Psalmul 51 rămâne un exemplu de pocăință, de smerenie și întoarcere la Dumnezeu, Dumnezeu i s-a descoperit lui David ca un foc mistuitor prin faptul că, deși el a fost iertat, au fost grele consecințe peste casa lui. Patru din copiii lui au murit, sabia Domnului nu s-a depărtat de la casa lui și în felul acesta a rămas o mărturie. Faptul că Dumnezeu este un foc mistuitor și chiar dacă David a fost credincios multă vreme înainte, fiind un om smerit, un om după inima lui, atunci când inima lui s-a îngânfat, încălcând legământul încheiat cu Dumnezeu, Dumnezeu și-a descoperit natura lui de foc mistuitor. Vedem că Dumnezeu s-a descoperit ca foc mistuitor și în viața lui Iuda. Iuda a trăit în păcatul lăcomiei și în cele din urmă l-a trădat pe Mântuitorul. Și mai presus de acestea, a încercat să-și ascundă cât de mult păcatul. Faptul acesta a dus spre pierzarea lui. Dragi frați și surori, vedem că Dumnezeu a fost foarte preocupat să se descopere poporului său ca un Dumnezeu cu un caracter sfânt, diferit radical de cel al poporului, ca un Dumnezeu înfricoșat, ca un foc mistuitor. Și face lucrul acesta în mod special prin acea perioadă, acel popas de la muntele Sinai. Li se descoperă ca un Dumnezeu înfricoșat, ca un foc mistuitor prin acea priveliște înspăimântătoare, când tot poporul tremura din pricina faptului că au văzut slava Domnului. Spune în Exod, capitolul 24, cu versetul 17, înfățișarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vârful muntelui, înaintea copiilor lui Israel. Apoi Dumnezeu li se descoperă ca un Dumnezeu sfânt prin legile pe care le-a dat. Vedem că toate poruncile care sunt cuprinse între textul din Exod capitolul 19 și Numeri capitolul 10, textul care l-avem de citit pentru ziua de astăzi, reprezintă cuprinsul legământului, Dumnezeu descoperindu-se lor ca un Dumnezeu sfânt. Prin aceasta le transmite ideea că ei pot rămâne în prezența lui doar dacă se conformează sfințeniei lui, doar dacă se lasă sfințiți de Dumnezeu, sau așa cum spune în Evrei, se fac părtași sfințeniei lui Dumnezeu. Din perspectiva aceasta, citim o întrebare pe care omului Dumnezeu Isaia o ridică, de fapt spune capitolul 33 cu versetul 14. Păcătoșii sunt îngroziți în Sion. Un tremur a apucat pe cei nelegiuiți care zic, cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine poate rămâne
lângă Dumnezeu, care este un foc mistuitor. Și chiar dacă păcătoșii pun această întrebare, acolo găsim răspunsul dat de Dumnezeu pentru la această întrebare. Și prin faptul că Dumnezeu răspunde, El arată că este o întrebare bună. Cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cei care încearcă să se apropie de Dumnezeu, ținând cont de sfințenia Lui. Uitați-vă la exemplul lui Iuda. Iuda și-a ascuns păcatul, a trăit în ipocrizie, fapt care i-a adus moartea veșnică. De ce este așa de important să cunoaștem faptul că Dumnezeu este un foc mistuitor? Pentru că cei care rămân depărtați de Dumnezeu, rămân în păcatele lor, sunt păstrați pentru pedeapsa veșnică, pentru focul cel veșnic. De ce este așa de important să-L cunoaștem ca un foc mistuitor pe Dumnezeu? Pentru că cei care încearcă să se apropie de Dumnezeu, neținând cont de sfințenia Lui, nesfințindu-se, trăind în păcat și neluptându-se să renunțe la păcatul din viața lor, se expun riscului de a fi mistuiți și nimiciți de faptul că Dumnezeu este un foc mistuitor. De ce este așa de important ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu ca un foc mistuitor, să-I cunoaștem poruncile Lui, caracterul Lui Sfânt și modul în care ne putem apropia de El? Pentru că doar așa vom putea rămâne în prezența Lui. Doar așa îl vom putea cunoaște și avea o părtășie profundă cu El. Doar așa îl vom putea reprezenta în fața tuturor celor din jurul nostru. Este un cuvânt frumos în Zaharia care vorbește despre faptul că Dumnezeu este prezent în mijlocul poporului Lui ca un foc mistuitor. Zaharia capitolul 2 cu versetul 5. Eu însumi, zice Domnul, voi fi un zid de foc de jur împrejurul Lui și voi fi slava Lui în mijlocul Lui. Faptul că Dumnezeu este un foc mistuitor în viețile noastre reprezintă slava noastră. Faptul că Dumnezeu este un foc mistuitor în mijlocul bisericii și păcătoșii sunt îngroziți și tremură în fața Lui și sunt determinați să se pocăiască, lucrul acesta este o mare binecuvântare. E o mare binecuvântare să întâlnim oameni care îl cunosc și îl reprezintă pe Dumnezeu ca un Dumnezeu sfânt. Dumnezeu să ne facă pe fiecare dintre noi exponenți ai sfințeniei Lui. Amin.